Numărul de cazuri de viroze respiratorii este în creștere. Schimbările din ultima perioadă au făcut ca tot mai mulți ieșeni să se adreseze medicilor. Numai în ultima săptămână, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase au fost înregistrate peste 25 de cazuri. Suntem într-un trend ascendent în ceea ce reprezintă virozele respiratorii. Acest fapt este datorat acestor diferențe de temperatură dintre dimineață și după amiază. Dar sigur, cu tratamentul adecvat, cu prezentarea din timp în cadrul triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, putem preveni și putem trata o viroză banală, astfel încât aceasta să nu se transforme într-o formă severă care necesită spitalizare. Pentru prevenirea virozelor, medicii recomandă evitarea pe cât posibil a colectivităților și contactul cu persoanele bolnave, o igienă riguroasă a mâinilor și administrarea vaccinului antigripal. În ultima săptămână, peste 25 de cazuri de viroze respiratorii de diferite etiologii, inclusiv viroze determinate de germeni care aparent sunt banali, iar în mod normal nu determină o patologie severă. Statistic vorbind, avem 10,5% mai multe față de săptămâna anterioară, când s-au înregistrat 4.393. Din totalul cazurilor de gripă, adică 38 de cazuri, putem spune că este internată o singură persoană, restul efectuând tratamentul la domiciliu și, de asemenea, mai menționăm că în acest interval de timp nu s-au înregistrat decese ca urmare a infecției cu virusul gripal. Tot în săptămâna 8 mai, 14 mai, au fost raportate 185 de internări, cu 29 mai multe față de săptămâna precedentă. În această perioadă, persoanele care se prezintă la spital infectate cu COVID-19 sunt din ce în ce mai multe. În prezent, la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, sunt internați 6 pacienți infectați care necesită îngrijiri în compartimentul de terapie intensivă.